Grădinița numărul 8 din Buhuș, Bacău. Ne întâlnim cu copiii în jurul prânzului când dau ora de desen. Preocupați mai mult de culori și pensoane, au găsit totuși răgazul să vorbească și cu noi. Așa l-am cunoscut pe Ionuț, în vârstă de 5 ani, care mai are acasă două surori. De când vii tu la grădiniță? 3 ani. Și îți place? Ce-ți place cel mai mult în grădiniță? Mă joc. În păzii. Și vrei să mergi la școală? La anul de acum. La anul? Și nu o să fie greu? Mașina. Elena, dar când vei crește mare, ce ai să faci? Mă duc la școală. La școală. Vrei să mergi la școală? Emilia este acum ajutor de educatoare, însă în 2004 era una dintre tinerele care beneficiau de un program de sprijin al asociației Ovidiu Ro. Avea pe atunci 15 ani, renunțase la școală, se măritase și făcuse un copil. Apoi a venit și al doilea. Nu a reușit să se angajeze, iar soarta ei ar fi fost poate alta dacă atât copiii cât și ea nu ar fi primit ajutor financiar. Acum cei doi copii merg la școală și la grădiniță. Dacă nu mergi la școală sau nu mergi la grădi, deci poți să zici că degeaba l-ai acasă. Deci un copil trebuie să-l integrezi în grup, în echipă, să cunoască tot felul de reguli. Normal că au reguli unde îs. Și trebuie, na, dacă îl ținem acasă. Și educație, în primul rând. Învață lucruri multe la grădi, la școală, tot așa. Dar învață să scrie, să citească. Asta e important la un copil, ca să poată merge mai departe. Primul program al asociației Ovidiu Ro a început în 2001, gata, dispus și capabil, destinat mamelor sărace și copiilor acestora. În 2006 se lansează Fiecare copil în școală, iar din 2010 Fiecare copil în grădiniță. Succesul a fost asigurat de etichetele în valoare de 50 de lei, oferite părinților cu condiția să-și aducă zilnic copiii la cursuri. Am reușit, în prezent avem în două școli de aici din Bucuș, 50 de copii care frecventează grădinița zi de zi și totodată să implicăm părinții în educația propriilor copii. Ține, cred că, de o împlinire sufletească a fiecăruia, să vadă că un copil de o vârstă foarte fragedă a reușit să treacă de toate obstacolele impuse de condițiile de viață. Tichetele valorice sunt oferite doar cu sprijinul sponsorilor, nu și cu cel al autorităților, deși acestea ar trebui să fie interesate de educația copiilor și de reducerea abandonului școlar. În cei 3 ani de când funcționează acest proiect, în Buhuș, peste 150 de preșcolari au reușit să meargă la grădiniță în ciuda condițiilor grele din familie. Copiii sunt monitorizați și după înscrierea la școală și incluși într-un program de teme pentru acasă. Oricine crede într-un astfel de demers, inclusiv statul român, poate investi în viitorul acestor micuți.